V-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Dana Pancu și vă prezint jurnalul Știi TV. Astăzi la Târgu Mureș a fost sărbătorită Ziua Veteranilor de Război, în semn de recunoaștere a meritelor acestora pentru apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale și a intereselor României. În Parcul Eroilor a avut loc o ceremonie militară urmată de depuneri de coroane. Dedicație, dăruire, sacrificiu și dragoste de neam. Acestea sunt cuvintele care caracterizează onoarea și curajul bravilor luptători români. După perioade grele prin care au trecut, experimente nefericite, dar și amintiri unice, veteranii de război mureșeni au fost sărbătoriți așa cum se cuvine, la Târgu Mureș, în avans de Ziua Veteranilor de Război. 7 veterani mureșeni au fost prezenți astăzi la ceremonie. Pe 29 aprilie este Ziua Veteranilor de Război. Am cinstit așa cum se cuvine. Veteranii de război rămași în viață, din păcate, din ce în ce mai puțini, sunt în jurul vârstei de 100 de ani. Știm cu toții că anul trecut a fost anul veteranilor de război declarat prin hotărâre de guvern. Instituția prefectului județul Mureș împreună cu garnizoana și cu ceilalți colegi din directorul de deconcentrate, instituții subordonate Ministerului de Interne, am cinstit așa cum se cuvine veteranii în viață. După ce au înfruntat vremuri ostile, veteranii de război din județul Mureș sunt adevărate standarde ale neamului românesc. Ei ne-au făcut ceea ce suntem cu toții astăzi, români într-o Românie liberă. Un moment de patriotism autentic, un moment pios pentru cei care au făcut sacrificiul suprem pentru apărarea țării. Suntem mândri că îi avem, suntem mândri că sunt exemplele noastre demne de urmat și ne dorim ca să fim la înălțimea așteptărilor lor, să ne pregătim astfel încât să nu fim nevoiți să trecem și să îndurăm, să nu fim nevoiți să trecem prin ceea ce au trecut ei. L-am întâlnit și pe domnul Ștefan, profesor în vârstă de 93 de ani, care ne spune că a luptat în Odessa. Le transmite tuturor tinerilor un simplu mesaj: să fiți patrioți. Pentru mine, patriotismul a fost înoculat acum 81 de ani, când am devenit cercetaș. Și atunci era obiceiul să depunem jurământul și de atunci am devenit și poate dacă nu mă făceam profesor, mă făceam militar. Dar soarta a vrut ca acum 70 de ani să fiu numit profesor la Liceul Industrial Român de aici, din Târgu Mureș. La nivelul județului Mureș sunt aproximativ 300 de veterani de război. Istorie pe patru roți, lux și eleganță. De toate acestea vor avea parte târgu mureșenii în perioada 12-15 mai, la a doua ediție a campionatului de raliuri de regularitate și a concursului de eleganță a mașinilor de epocă. Astăzi a avut loc conferința de presă la care a fost prezentă și cunoscuta realizatoare TV Roxana Ciuhulescu. Zeci de bijuterii pe patru roți își vor face apariția în municipiul nostru luna viitoare. Aproximativ 60 de mașini de epocă vor participa la mijlocul lunii mai la parada vehiculelor istorice de la Târgu Mureș, dintre care circa 25 la concursul de frumusețe și în jur de 50 la raliul de regularitate. Raliul de regularitate, la viziunea noastră, nu este un raliu care trebuie să sparți viteza, să sparți mașina. Este un raliu mai degrabă de relaxare, de strategie și de implicare cerebrală, aș putea să spun, în sensul că necesită multe calcule, necesită multă precizie și scopul nu este să aduci cel mai scurt timp, asta lăsăm pentru mașinile sportive moderne. În cazul nostru este o precizie care trebuie să ai pe tot parcursul traseului.
În cadrul concursului de eleganță vor fi jurizate cele mai impresionante mașini, iar cea mai frumoasă va fi răsplătită cu locul întâi. În vederea asigurării viitorilor specialiști în restaurarea mașinilor istorice, dar și pentru asigurarea viitorilor oameni calificați pentru meseriile tehnice, primarul municipiului Dorin Florea spune că la parada vehiculelor istorice va avea loc și târgul școlilor de arte și meserii. Acesta va atrage atenția tinerilor asupra unui domeniu care suferă din lipsa de specialiști, restaurarea mașinilor de epocă. Locațiile le avem, internatele le avem, deci vor avea un caracter regional sau național, deci nu internațional. Legăturile din străinătate sunt extraordinar de pozitive. Și de ce să nu iau niște bani europeni pentru dotarea acestor? Asta vreau. Locațiile să fie puse la cuc și salut pe domnul consul care coordonează programul din primărie. Da, locațiile sunt puse la cuc ca să obțin cât mai mulți bani din fonduri europene. Să dotăm la secolul 21, pentru că atunci îți apare și motivația meseriei. Parada mașinilor istorice va avea loc în cetatea medievală din municipiu în perioada 13-15 mai și este organizată de Retromobil Club România, Classic Car Club Mureș și Gentleman Club Târgu Mureș în colaborare cu Primăria Târgu Mureș și Consiliul Județean Mureș. De la jumătatea lunii aprilie, 9 cazuri de dermatoză nodulară contagioasă bovinelor au fost confirmate în Bulgaria. În acest sens, România este expusă unui risc ridicat, dat fiind modul în care evoluează această boală în țara vecină. Și la nivelul județului Mureș, Direcția Sanitar-Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Mureș a început demararea măsurilor necesare. Dermatoza nodulară afectează bovinele și bubalinele de toate vârstele și produce pierderi economice deosebit de ridicate, atât cu activitățile de combatere care sunt deosebit de costisitoare, cât și prin faptul că atrage după sine restricții severe asupra circulației speciilor afectate, atât pentru comerțul intracomunitar, cât și pentru exportul de bovine. O boală care afectează bovinele și care evoluează ca simptomatologie cu febră, cu dermatită nodulară, cu nodul care exprimă puroi, cu șchiopături, cu lipsa poftei de mâncare, putând duce până la mortalitate, mai ales la tineretul bovin cu imunitatea scăzută. Din acest punct de vedere, noi, serviciile veterinare, suntem în alertă. Potrivit directorului DSVSA Mureș, în această perioadă se monitorizează transporturile de animale, se desfășoară controle în trafic privind transporturile cu mașini autorizate sanitar-veterinar și prezența documentelor pentru a nu exista riscul distribuirii virusului în teritoriul național. Sigur, suntem îngrijorați pentru că evoluează în țara vecină, în Bulgaria, după cum spuneam, și virusul se transmite mecanic prin agenții, prin niște vectori, țânțari, muște, căpușe și, sigur, și prin contactul direct dintre animalele bolnave și animalele sănătoase. Pentru reducerea riscului apariției bolii în efectivele din România, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor recomandă membrilor să nu achiziționeze bovine din Bulgaria până la încheierea focarelor, să verifice zilnic animalele, să anunțe fără întârziere medicul veterinar la apariția unor suspiciuni, să îndepărteze gunoiul de grajd și să asigure dezinsecția spațiilor cu gunoi. Un proiect inițiat de Primăria Târgu Mureș în urmă cu 2 ani de zile, bazat pe mobilitate urbană, prinde contur tot mai mult la Târgu Mureș. Din cele 20 de mijloace noi de transport în comun propuse inițial pentru prima parte a anului 2016, 4 au sosit astăzi în municipiu. Celelalte 16 autobuze sunt preconizate să ajungă săptămânile următoare. 4 autobuze înmatriculate noi nouțe cu poda semi-coborâtă și an de fabricație 2016 își vor face loc pe străzile târg mureșene în aceste zile. Acestea dețin o capacitate de 29+1 persoane pe scaune și 55 în picioare, șoferul beneficiind de cabină completă închisă. După aproximativ vreo 10 ani reușim să aducem din nou un lot de 20 de autobuze noi de ultimă generație, chiar climatizate cu aer condiționat, și securizate și tot felul de măsuri și pentru de tot felul de persoane. Se înscrie într-un amplu proiect al nostru, ceea ce înseamnă un proiect dezvoltat în urmă cu 2 ani de zile la care am lucrat în ceea ce înseamnă planul de mobilitate urbană. Deci este o parte doar din acest plan care corespunde orașului. Autovehiculele urbane de 10,8 metri originare din Cehia beneficiază de motor Euro 6, 3 uși duble, rampă de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă, aer condiționat, cameră video în interior, cutie de viteză automată, suspensie complet pneumatică, beneficiind de tratament anticoroziv cu o durată de viață de minim 15 ani de zile. Le doresc tuturor mureșenilor și celor care beneficiază de toate gratuitățile să-l folosească sănătoși și
cum să spun, să încerce toată lumea, dacă reușim să punem transportul local la punct, încet, încet vor lăsa și mașinile acasă. E un pic de economie și doar că și noi trebuie să facem, să-l ducem în siguranță și într-un în termen foarte sigur la locurile de muncă sau unde au diverse îndreticiri. Autobuzele îndeplinesc toate condițiile tehnice de calitate, siguranță, fiabilitate, confort și protecție ambientă în conformitate cu reglementările europene și ale prescripțiilor REARE în vigoare. Potrivit edilului, în perioada următoare vor urma autobuzele electrice, autobuze care vor circula în zona periurbană și trenulețul urban, care se dorește a fi implementat în viitorul apropiat. Șoș Zoltan, unul din candidații independenți la fotoliul de primar al municipiului Târgu Mureș, a deschis oficial biroul de campanie la Casa Telechii. Acesta afirmă faptul că se gândește la Târgu Mureș ca la o comunitate a tuturor târgu mureșenilor. După ce și-a dat demisia din funcția de consilier local al municipiului Târgu Mureș, Șoș Zoltan și-a deschis ieri oficial biroul de campanie. În cadrul deschiderii, Șoș a afirmat că intenția lui în calitate de candidat la funcția de primar al municipiului Târgu Mureș este aceea de a reprezenta interesele celor trei comunități care trăiesc în oraș, respectiv comunitatea română, maghiară și romă. Într-un oraș multicultural cum este Târgu Mureș, orice tensiune care este, să zicem, eronată, interpretată, o să ne ducă în impas, așa cum ne aflăm în ziua de azi în Târgu Mureș, și faptul că orașul nostru a pierdut 30.000 de locuitori în 15 ani este o problemă enormă care reduce posibilitățile noastre de creștere economice și, evident, redresarea orașului va dura puțin mai mult din aceste motive. Soș consideră că municipiul are un potențial uriaș, însă care momentan nu este folosit corect. Însă dacă banii ar fi investiți la momentul și locul potrivit, posibilitățile ar fi mult mai mari. Din păcate, pot să zic că Târgu Mureș în momentul de față este orașul posibilităților pierdute. Degeaba avem o poziție geografică avantajoasă dacă investițiile de infrastructură, aeroportul nu sunt dezvoltate, industria nu se dezvoltă și tinerii studenții pleacă în alte orașe sau în alte țări. Astea sunt, să zicem, scopurile mele primordiale care trebuie rezolvate și tocmai asta era unul dintre motive pentru care am ales să liberăm orașul de corupție. Soș își dorește înființarea unui parc tehnologic în zona fabricii de zahăr, destinat studenților, axându-se în special pe industria IT, iar pe plan secund dezvoltarea aeroportului Transilvania. La acestea trebuie adăugată o strategie turistică favorabilă, având în vedere faptul că România a ajuns în vizorul marilor firme de turism din Europa. Soș crede într-o administrație curată destinată oamenilor. Fiecare dintre noi este unic și fiecare are propriul mod de comunicare, de conectare. Zborurile sunt infinite, ele te pot purta departe, nu doar dintr-un punct în altul. Despre zboruri este vorba și în cartea Oanei Moldovan, mai exact Dincolo de zboruri, o scriitoare care și-a pus în filele unei cărți toate trăirile ei. Hai vino, hai vino, să-ți mărturisesc ceva. Te iubesc și prima oară când iubesc pe cineva. Zborurile pot atinge cele mai înalte trăiri. Dincolo de zboruri, cartea Oanei Moldovan, o împătimită a muzicii, mereu cu zâmbetul pe buze și debordând de energie, a strâns în filele cărții experiențe și iubiri trăite de-a lungul vieții. Zborurile din cartea Oanei sunt de toate felurile, colorate, pentru toate vârstele, trăiri cu diferite grade de intensitate. Ele sunt formate, multe dintre ele, din bucăți scrise, după cum ziceam, adunate de-a lungul vremii în carnețele, pe foițe, prin sertărașe, prin cutiuțe, pe care le-am îndrăgit cu experiențele și cu trăirile de acum, pe care le-am înodat cumva cu ceea ce sunt eu astăzi și le-am legat în acest alfabet de trăiri. De-a lungul vieții adunăm un catalog întreg de trăiri. Asta a făcut și Oana, care ne spune că și-a împărtășit gândurile, pentru că, din păcate, prea multe povești au același final și totuși ele fac parte din viață. La fel se întâmplă și în cazul celor cu final fericit. Am pornit de la ideea că în viață trăiești și alte povești decât pe cele cu final fericit, dar că toate aceste povești te întregesc pe tine și te ajută pe tine să fii fericit. Chiar dacă poveștile respective au un final, chiar dacă au un final trist, chiar dacă am scris la un moment dat, sar la ideea asta, dar am scris la un moment dat că decât să nu ajungi să cunoști niște lucruri, mai bine să urci pe vârful muntelui și să cazi de acolo decât să nu ajungi niciodată acolo. Practic, toate aceste povești te ajută pe tine să devii puternic, să devii om, să devii tu însuți.
Autoarea ne spune că a început să scrie momentul în care s-a înscris la masterat în Danemarca, cartea Dincolo de zboruri ieșind de la editură exact în ziua în care s-a angajat la școala de aviație din Miami. Și încheiem prin câteva cuvinte din catalogul de trăire al Oanei. Așa sunt, cu zâmbet, cu suflet, cu mine, cu zboruri și cu pene colorate purtate de vânt prin lume sub formă de poveste. Tribunalul Târgu Mureș a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor 7 agenți ai poliției rutiere Reghin și conducerea SCJU Târgu Mureș a anunțat semnarea unui acord de colaborare cu Spitalul Clinic Municipal Bălți din Republica Moldova. Toate acestea, dar și alte informații în știrile pe scurt. Tribunalul Mureș a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor 7 agenți ai poliției rutiere Reghin urmăriți penal pentru infracțiuni de luare de mită, abuz în serviciu și fals intelectual, toate în formă continuată. 6 dintre polițiști au fost arestați preventiv pentru luare de mită, abuz în serviciu și fals intelectual, iar unul pentru luare de mită, complicitate la abuz în serviciu și complicitate la fals intelectual. Potrivit purtătorului de cuvânt al Tribunalului Mureș, Veronica Țambrea, încheierea nu este definitivă și poate fi atacată cu contestație. Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș i-a reținut în urmă cu o zi pe cei 7 agenți de poliție, ocazie cu care a pus în mișcare acțiunea de urmărire penală împotriva acestora. Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș a anunțat miercuri semnarea unui acord de colaborare cu Spitalul Clinic Municipal Bălți din Republica Moldova. Potrivit unui comunicat de presă al SCJU Târgu Mureș, acordul este semnat pe o perioadă de 2 ani, iar obiectivul acestuia este îmbunătățirea continuă a calității serviciilor medicale furnizate copiilor în UPU din Bălți. Semnarea acestui acord de colaborare între Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și Spitalul Clinic Municipal Bălți din Republica Moldova înseamnă un efort comun pentru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor medicale adresate copiilor în UPU în Republica Moldova. De altfel, UPU, Departamentul de Pediatrie din cazul SCM Bălți, a beneficiat deja de suport din partea reprezentanților UPU SMUR Târgu Mureș în elaborarea și implementarea sistemului de management al calității și, bineînțeles, că în continuare le vom acorda tot sprijinul nostru în ceea ce privește asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului, a declarat Claudiu Puiac, manager SCJ Târgu Mureș. Judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Mureș a constatat miercuri neregularitatea actului de sesizare a instanței din data de 12 februarie 2016 și a solicitat Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Târgu Mureș, remedierea neregularităților în dosarul primarului municipiului Reghin Maria Precup, trimisă în judecată pentru luare de mită și abuz în serviciu. Purtătorul de cuvânt al Tribunalului Mureș, judecătorul Daniela Chierteș, a declarat că în baza articolului 345 alineatul 2 din Codul Penal s-a constatat nulitatea relativă și au fost excluse mijloacele de probă efectuate cu încălcarea legii, remedierea neregularităților și exprimarea unui punct de vedere cu privire la menținerea soluției de trimitere în judecată sau de restituirea dosarului la procuror în termen de 5 zile. Încheierea nu are cale de atac. Apărătorul primarului din Reghin a depus la dosar, la termenul precedent, un document prin care invoca o serie de excepții referitoare la încadrarea juridică a faptei și neregularitatea actului de sesizare a instanței. În Săptămâna Mare, Muzeul Etnografic Anton Badea din Reghin a adus tradițiile pascale în muzeu, unde meșterii populari, oamenii de cultură și soliștii de muzică populară au revărsat un strop din Sfânta Sărbătoare. În cadrul activității desfășurate în muzeu au fost prezentate obiceiuri premergătoare sărbătorii pascale. Un simbol al sărbătorii pascale este oul de Paște, care de-a lungul timpului s-a transformat în artă, aplicându-se tehnica încondeierii. Iar pentru a surprinde cât mai bine această tehnică, organizatorii au invitat un meșter popular tocmai din Moldova pentru a prezenta și de a iniția pe cei prezenți în această artă. Și după ce l-am încondeiat pe alb, cum este oul, îl introducem în culoare galbenă. O vopsea făcută din chimice acum, dar bătrânii pe timpuri făceau din naturale, din plante naturale. Noi acum facem din vopsele chimice. Din
Soliștii locali de muzică populară au interpretat pricesne specifice acestei perioade. În cadrul evenimentului a fost prezentat și un scurt recital de poezie religioasă și o lansare de carte. Noi am încercat să aducem în atenția publicului răbdarea, talentul, priceperea și dragostea pentru artă, pentru arta cu semnificații profunde în universul credinței. În cadrul evenimentului dedicat tradițiilor pascale, publicul prezent a reușit să își găsească liniștea interioară prin însemnătatea mesajelor regăsite în pricesne și în poeziile religioase. Sărbătoarea Paștelui se apropie cu pace repezi, iar oamenii au pregătit deja lista bucatelor ce vor fi puse pe masă de sărbători, dar și un program stabil de cum vor petrece. În această săptămână, gospodinele finalizează treburile casnice, iar în Sâmbăta Mare acestea pregătesc mâncărurile tradiționale și pregătesc hainele noi pentru seara de înviere și ziua de Paște. În mare parte, credincioșii aleg să-și petreacă sărbătorile în familie, cu o masă îmbelșugată de pe care să nu lipsească carnea de miel. Drobul și friptura de miel. Aveți un secret în a face friptura, a prepara friptura? Nu, obișnuită. Prăjituri faceți sau cumpărați? Facem acasă. Și vopsitul tradițional al ouălor încă se păstrează, mulți dintre români renunțând la vopseaua chimică. Ouăle cum le vopsiți? Cu vopsele din comerț sau aveți vopsele naturale de acasă, foi de ceapă? Da, așa că ele nu se iau pe mâini, da. Faceți cu model, cu plante verzi din grădină? Da, trifoi și iarbă ce este, așa punem și punem supraelastic. La slujba de înviere veți merge? Da. Mergeți în fiecare an? Mergem în fiecare an pentru că, cum se zice, ieși așa noaptea. E o plăcere și vii de acolo. Spargi ouă, bei un par de vin, un par de țuică, începi să mănânci, e altă atmosferă. Credincioșii se pregătesc nu doar cu bucate alese, ci și cu rugăciune prin care își purifică sufletul pentru întâmpinarea Paștelui. Iar în Vinerea Mare, cunoscută și drept Vinerea Seacă, credincioșii țin post negru, deoarece în această zi Hristos a pătimit și a fost răstignit. Aici punem punct jurnalului. Dacă aveți informații ce pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail știrarond.tv.ro sau pe pagina de Facebook Televiziunea Știi TV. Tot aici puteți revedea oricând jurnalele noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere!